Verben, numărul 1 în tratamentul T1. UPL vă recomandă Signal și Rancona, singura soluție insectofungicidă utilizată în tratamentul semințelor de cereale păioase, prietenoasă pentru operatori. Bună seara, doamnelor și domnilor, vă spune Ovidiu Ghinea la o nouă ediție de Agricultura la Raport, prima din acest sezon. Sincer să fiu, am așteptat cu mare nerăbdare reîntâlnirea cu dumneavoastră. Vacanța asta parcă a fost un pic cam lungă, dar a fost și binevenită pentru că am putut călători foarte mult și filma în același timp în multe zone ale României. Am parcurs aproximativ 4.000 de kilometri, am mers în zeci de ferme, am fost plecat împreună cu colegul meu Lucian Avram cam 18 zile. Înainte știu că erau biletele acelea de tratament de 18 zile la Băi. Noi n-am fost la Băi, am fost prin țară și am mers atât în zona de ferme vegetale, cât și în partea cealaltă, în zootehnie. Am putut vedea aspecte și din piscicultură. Mă rog, n-are rost acum să vă enumăr toate județele și localitățile în care am mers și am filmat, pentru că lucrurile astea le veți vedea pe post la Agro TV. Reîntorcându-ne la prima noastră ediție de Agricultura la Raport, am așteptat, așa cum vă spuneam încă de la început, această reîntâlnire, pentru că s-au adunat multe teme, multe subiecte și cred că e bine să le împărtășim, să vedem punctele dumneavoastră de vedere, să vedem în același timp ce spun și invitații, care e starea de spirit, nu că n-am ști, dar parcă acum, odată cu apropierea datei de 15 septembrie, când acea restricție pentru cereale din Ucraina va dispărea și oficial, vă spun, va dispărea și oficial, pentru că din ce am văzut și din câte am înțeles, tranzitul ăsta și comercializarea cerealelor s-a făcut pe mai departe sub diferite forme. Da, o să înțelegeți la participanții din această seară cum au funcționat lucrurile. O să discutăm de asemenea și despre reorganizarea ministerului și despre demisia pe care anumiți parlamentari i-o cer actualului ministru al agriculturii, domnului Florin Barbu, și în ultimul rând despre cooperative. O să vă prezint exemple clare, concrete. Am fost și am filmat la Samuslact, la Satul Mare. Spuneam că am colindat în multe zone ale României, dar avem alături de noi și invitați din partea de cooperative vegetale, una dintre cele mai cunoscute, Braicop Brăila. Reprezentanții sunt aici în studio, dar și reprezentanții comisiilor de agricultură din Parlamentul României, pentru că am reușit să îi avem în această seară la aceeași masa dialogului pe cei mai reprezentativi membri ai comisiilor de agricultură, dar o să îi cunoașteți și o să puteți să le adresați și întrebări, așa cum v-am obișnuit de mai bine de 7 ani de zile, de când realizez Agricultura la Raport aici la Agro TV. E o emisiune deschisă, practic toți cei care sună și au legătură cu tematica noastră, cu subiectele noastre, pot participa și își pot spune punctele de vedere. Așadar, nu mai lungesc foarte mult acest intro, această introducere, dar până să vă prezint invitații, permiteți-mi să le spun și eu tuturor copiilor, elevilor, școlarilor, mult, mult succes în noul an. Astăzi a început și școala pentru cei mici, a sunat clopoțelul, așa cum eram noi obișnuiți pe vremuri. Sper să aibă un an cât mai bun încununat de succes și implicit să vedem părinții fericiți. Cred că ați văzut, vorbind atât de mult, că mi-a lipsit întâlnirea cu dumneavoastră. Așadar, la prima ediție de Agricultura la Raport din acest sezon, invitații mei sunt domnii.
Alin Prunean, deputat, membru al Comisiei de Agricultură din Camera Deputaților. Bună seara, mulțumesc pentru prezență. Bună seara și bun regăsit. Domnul Mihai Mocanu, membru în Consiliul de Administrație Braicop Brăila. Bună seara, mulțumesc pentru prezență. Bună seara. Domnul Gabriel Stanciu, președinte Braicop Brăila. Bună seara și dumneavoastră. Bună seara dumneavoastră, bună seara și telespectatorilor. Mă bucur că am oportunitatea de a fi prezent la emisiunea dumneavoastră. Domnul George Scarlat este alături de noi prin aplicație. Îi spun și domniei sale bună seara și îi urez multă sănătate. Președintele Comisiei de Agricultură din Senatul României. Bună seara, domnule președinte. Mulțumesc, domnul Ghinea, vă mulțumesc pentru invitație. Îmi pare rău, îi salut pe toți invitații dumneavoastră din platou. Regret faptul că starea de sănătate nu-mi permite să fim în același platou. Sper că de curând să ne putem vedea. Vă felicit în primul rând pentru întregul periplu pe care l-ați avut în această vară. Știm și avem semnale de la fermieri. I-ați vizitat, ați dezbătut teme importante de actualitate și vă felicit pentru ceea ce faceți și totodată permiteți-mi să le urez și eu tuturor fermierilor o toamnă bogată și să sperăm un început de an agricol nou să depășească limitele și bineînțeles astăzi, pentru că este 11 septembrie, să le urăm și elevilor un an școlar bun, cu plin de bucurii și să facem în nouul an. Doamne ajută așa să fie! Haideți să începem cu domnii fermieri, pentru că așa cum am mai spus de fiecare dată, dânsii ar trebui să reprezinte veriga principală pentru noi toți. O cooperativă care împlinește cât de curând venerabila vârstă de 20 de ani. Da, în România e o performanță, pentru că știm istoricul acestor cooperative, când au început ele să se reînființeze, cât de greu au reușit să recâștige încrederea fermierilor. Toată lumea, când vorbea despre cooperative, inevitabil se gândea la fostele CAP-uri. Ei bine, iată că aici la Brăila, la Braicop, lucrurile s-au așezat pe un făgaș normal în urmă cu 20 de ani și cei care sunt astăzi de față, reprezentanții celorlalți fermieri, ne pot spune câteva lucruri legate de această cooperativă, pentru că în decursul existenței dumneavoastră ați traversat mai multe etape, lucruri bune, mai puțin bune. În urmă cu aproximativ 20 de ani, câți oameni ați înființat, a spus, bazele acestei cooperative? Cooperativa noastră a luat ființă în anul 2009. Îmi permiteți, sunt 15 ani. Mai avem puțin până la 20, au trecut 15, 5 trec foarte repede. Bazele acestei cooperative a fost pusă de 15 fermieri. Am avut o suprafață în 2009 de aproximativ 800 de hectare. Astăzi, după 15 ani și multe realizări, am ajuns la numărul de 58 de fermieri și exploatăm împreună 15.000 și aproape 16.000 de hectare. Avem o evoluție și a cifrelor. Am început în 2009 și 2010, cifra de afaceri a fost zero, pentru că așa a fost natura. Încă eram la început, nu știam despre ce-i vorba, nu ne cunoșteam atât de bine, nu aveam atât de multă încredere unul în celălalt. În 2011, cifra noastră de afaceri a fost de 15.326.000 și am avut un număr de 2 salariați. Să o luăm pe sărite, în 2012 14 milioane 23, 2013 20 de milioane, 2014 20 de milioane, 2015 30 de milioane, 2016 37 de milioane, 2017 47 de milioane. Vă le citesc pe toate, să vedeți că în anul 2020 ne-a scăzut cifra de afaceri la 32.828.000, iar în 2019 a fost 49 de milioane. De ce? Pentru că în anul 2020 au fost condițiile meteo
nefavorabile. A fost primul an de secetă și s-a resimțit foarte, foarte acut și în fermele noastre. În 2021 am crescut, ne-am mobilizat, am ajuns la o cifră de afaceri de 89 de milioane, iar anul trecut l-am închis cu 106 milioane, cu număr de mediu de salariați de 10. În cadrul cooperativei desfășurăm activități, ceea ce implică asigurarea tuturor inputurilor în fermă, asigurăm inputurile care trebuiesc în procesul tehnologic, nu la prețurile cele mai mici, ci la prețurile cele mai corecte. Totodată, prin intermediul cooperativei, ne vindem producția, procentul producției vândute în anul 2019 până în prezent depășește 95%. Deci mai jos de 95% din producția realizată în fermă nu a fost vândută decât prin intermediul cooperativei. Asta ne bucură, asta dă o notă de încredere nou Consiliului de Administrație, angajaților pe care noi îi avem în momentul de față, pentru că fermierii au încredere în a-și desface și a-și face vânzările la producția realizată prin intermediul cooperativei. Avem un slogan simplu: noi nu vindem pentru preț, ci vindem pentru siguranța încasării. Cam asta este evoluția cooperativei de la înființat și până în momentul de față. Bun, despre cooperative o să ne concentrăm atenția sau pe acest subiect. Tocmai de-aia o să vă prezint și un material pe care l-am realizat la Satul Mare, la Samus Lact. Acolo, tot așa, mai mulți oameni inimoși au reușit în sectorul zootehnic să înființeze o cooperativă. 10 ani sunt de când dumnealor lucrează împreună, au multe proiecte frumoase, vor pune bazele și unei fabrici de lapte în zona respectivă, mai mult decât atât, au un magazin propriu prin care membrii cooperativei și nu numai pot cumpăra produse la prețuri foarte, foarte bune, lucru dovedit pentru că, din ce îmi spunea președintele cooperativei, domnul Daniel Frei, sunt foarte mulți distribuitori din zona respectivă care au ajuns să cumpere din magazinul dânșilor, având prețuri mai bune decât la furnizorii de la care achiziționau marfă. 10 secunde de publicitate, vedem materialul legat de cooperativa Samus Lact, apoi ne reîntoarcem aici în platou și continuăm discuția să vedem ce face și statul pentru a-i motiva pe oameni să continue în cooperative, căci dacă urmărim toate îndemnurile și sloganele pe care le auzim către zona asta de asociere, cred că lucrurile ar fi rezolvate din start, dar de la a zice până la a face e o cale un pic mai lungă. 10 secunde solospotul și materialul de la Satul Mare. Seminis reprezintă un prim pas pentru legumicultorii care își doresc performanță. Cooperativa a luat ființă în 2013 la inițiativa 7 fermieri. Motivele principale au fost, primul rând, prețul laptelui pe care l-am primit la vremea respectivă și partea de achiziții de inputuri. Am pornit, eu zic că am avut și un pic de noroc, datorită celelalte două cooperative din sectorul de lapte care deja erau înființate, Someșareșu și Team Lactagro, de la care am avut posibilitatea ca să ne interesăm ce și cum trebuie să funcționeze o cooperativă.
Cum am zis, în 2013, în ianuarie, în 2012, undeva în noiembrie, ne-am întrunit câța fermieri, am zis că trebuie să dăm drumul. În 2013, ianuarie, a luat ființă cooperativa și din martie, din 2013 martie, deja am vândut împreună laptele. Am negociat automat diferența de preț ce am luat-o ca și fermier individual față de fermier în cadrul cooperativei, a fost o diferență de 20 de bani. Asta înseamnă, nu știu, la un fermier cu 1000 de litri, undeva în jur de 6000 de lei din start în plus i-a rămas în buzunar la acea vreme. Ulterior, în 2014, în 2015, ni s-au alăturat și alți fermieri. Astăzi suntem un grup de 25 de fermieri care lucrăm împreună, care ne vindem laptele împreună, undeva în jur de 30.000 de litri lapte livrat zilnic. În 2016 am depus un proiect pe grup de producători. Din banii ăștia am construit sediul cooperativei Samus Lact, unde ne-am mutat în 2020, deci acum 3 ani ne-am mutat aici. Până atunci cooperativa a funcționat la mine, la societate, la deci în, la fermă. La fermă la mine. Ulterior ne-am mutat aici. Astăzi avem un număr de 7 angajați, printre care medic veterinar, inginer agronom, pe lângă fetele de la contabilitate, pe partea de laborator avem angajați. În 2021 am depus două proiecte, unul pe măsura 411 pe partea de utilaje agricole. Am achiziționat, sau acum suntem în derulare, achiziționăm împreună în jur de 52 de utilaje agricole, nu, 62 de utilaje agricole. Asta în folosul membrilor, începând de la tractoare, greble, prese de balotat și un al doilea proiect pe măsura 4.2, măsură pe care ne dorim să ne construim o fabrică de lapte, pe care sperăm undeva anul viitor pe vremea asta să începem să procesăm. În total, dacă ar fi așa să faceți repede un calcul, cam la cât se ridică valoarea fondurilor pe care le-ați accesat? Fondurilor europene? Ei, cu tot cu grupul de producători sunt în jur de 3 milioane de euro. 3 milioane de euro care se regăsesc sau 3, care 4, urmează 4 să se regăsească aici în cadrul cooperativei. Acest sediu e practic ridicat tot cu ajutorul banilor europeni. Poate că oamenii, văzând această emisiune, înțelegând exact rolul cooperativelor, vor purcede și unii dintre ei într-o astfel de formă de asociere. Spuneați că datorită cooperativei prețurile au fost mai bune per litru de lapte, per achiziție făcută aici la dumneavoastră. Apropo de achiziții, am apucat să văd sediul înainte de a începe această filmare și am văzut că aveți și un magazin al fermierului. Practic, cei care sunt în cooperativa dumneavoastră pot achiziționa de aici produse la niște prețuri foarte, foarte bune, cu un adaos mic, dar suficient încât să vă desfășurați și dumneavoastră activitatea și să-i mulțumiți și pe fermieri. În regulă, am revenit în direct, v-am prezentat și acest exemplu de cooperativă de acolo, de la Satul Mare, Samus Lact, oameni inimoși, fermieri care știm cu toții cât de greu o duc, cel puțin cei care cresc vaci de lapte, au reușit să se asocieze, dezvoltă proiecte europene împreună, au gânduri mari și credeți-mă că chiar merită tot respectul nostru pentru ceea ce încearcă și reușesc să construiască. Domnul deputat Pruneanu, ia spuneți-mi, ce putem face concret pentru oamenii ăștia? Pentru că știu că ideea asta toată lumea o îmbrățișează de a se asocia și de a face parte dintr-o cooperativă. Dar mai mult decât atât, putem să-i ajutăm la modul sincer, concret, adică avem niște lucruri pe care le putem oferi în afară de susținerea verbală?
Da, sigur, de-a lungul timpului au fost tot felul de modificări și la legea cooperației, la legea 566 din 2004 s-au introdus tot felul de facilități. La un moment dat chiar și gospodăria, mai recent, gospodăria țărănească a primit, să spunem, dreptul, binecuvântarea de a putea fi membra cooperativelor acestor forme de asociere. Eu sunt de părere că cea mai mare apăsare pentru producători vine atunci când e vorba de vânzare și de comercializare a produselor. Ne spunea domnul președinte în deschiderea emisiunii că achiziționează input-uri la un preț corect, să spunem, poate nu întotdeauna cel mai mic, dar categoric un preț mai mic decât dacă ați avea achiziții individuale. Da. Dar când vine vorba de vânzare, că vorbim de cultura mare, că vorbim de lapte, în special unde n-aș vrea să fiu în pielea celor de la satul mare pe graniță cu Ungaria. Și foarte aproape de Ucraina. Și foarte aproape și de Ucraina, da. în contextul actual. Aici cred că suntem deficitari și eu cred că noi ca legislativ am făcut mult prea puțin pe zona asta de a susține partea de comercializare și în același timp de a ne uita foarte atenți și de a fi foarte dur pe ceea ce înseamnă importuri de produse. Acum, sigur, în cazul produselor cerealelor, în cazul dumneavoastră, lucrurile un pic sunt atipice acum că avem povestea cu Ucraina, dar când vorbim de produse alimentare finite, produse de pus la raft, aici lucrurile lasă foarte mult de dorit și aici sunt probleme nu pe contextul cu Ucraina, sunt probleme care trenează de ani de zile. Și pare se că tot timpul închidem ochii la ceea ce se întâmplă pe zona de retail și vă spunem noastră povești nemuritoare. Deci eu cred că acolo ar trebui să fim noi mai responsabili. Când zic noi, zic Parlament ca legiferare, zic autoritățile statului de la ANSVSA, la Ministerul Agriculturii, la toate instituțiile care au atribuții de control, de verificare pe întreg lanțul comercial și chiar și de producție. Aici, dacă există voință politică, cred că se poate interveni pentru a susține mai ferm ceea ce producem noi în România. Domnul Scarlat, există voința asta politică sau doar declarativ? Domnul Ghinea, există voință politică și cel puțin cu sprijinul colegilor din Comisia de Agricultură din Senat. Am demonstrat-o făcând și continuând ideea colegului domnului Puneam, domnul deputat, vis-a-vis de transpunerea directivei 633 practici comerciale neloiale. Din păcate, aceeași voință care a existat la Senat, unde legea de transpunere a directivei a trecut cu 107 voturi din 107 voturi și cream un cadru echilibrat, spun, în relația cu marele comerciant, cu retail-ul, a suferit modificări semnificative în comisia decizională în cadrul deputaților. Din păcate, spun eu. Sper să avem acum, la început de nouă sesiune, avem o inițiativă, noi din Comisia de Agricultură, din Senatul României, deopotrivă în toate partidele parlamentare și sper să venim cu toate argumentele necesare, să-i convingem, inclusiv pe colegii noștri din Camera Deputaților, că forma care a existat și a fost la Senat era o formă mai completă, o formă care venea cu adevărat în sprijinul producătorului și procesatorului român. În această relație cu lucrurile, pentru că o să vă rog să vă păstrați ideea, trebuie să luăm publicitate și tot după această pauză comercială o să auziți și câteva lucruri mai puțin plăcute care s-au petrecut acolo în, era să zic, în bătătura cooperativei Braicop, pentru că nu totul e lapte și miere, oamenii au o supărare mare pe care au venit să ne-o împărtășească și totodată cred că merită să îi urmăriți cu atenție și să vedem
ce e de făcut. Evident că nu emitem noi judecăți juridice, dar încercăm să înțelegem lucrurile așa cum ele ar trebui să funcționeze. Pauză și revenim.